O decizie absolut justificată care a arătat cât de prost stau lucrurile în justiția moldovenească, a cărei reformare, în esență, a eșuat. Astfel de opinii sunt exprimate de juriști care comentează decizia CEDO după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că demiterea procurorului general Alexandru Stoianoglu a avut loc cu încălcarea drepturilor sale. Fostul ministru al justiției și fost judecător la CEDO, Stanislav Pavlovski, a declarat pentru ITV că decizia instanței europene în cazul lui Alexandru Stoianoglu este corectă și justificată. Hotărârea pronunțată de Curtea de la Strasburg a confirmat încă o dată necesitatea și importanța reformei în justiția din Moldova, deoarece a fost recunoscut faptul că i-a fost îngrădit accesul la justiție. Dacă procurorul general nu poate găsi dreptate în propriul său stat, ce putem să spunem despre oamenii de rând? Este o decizie absolut corectă, una perfect fondată. Și fostul ministru al justiției, Nicolae Ieșanu, s-a referit la hotărârea CEDO. Pe pagina sa de pe o rețea de socializare, acesta a scris că Stoianoglu și avocații săi trebuie felicitați pentru că nu s-au lăsat pradă emoțiilor și nu au prezentat în proces toate faptele care au fost vehiculate în spațiul public. Au invocat doar circumstanțele care contravin convenției. Autoritățile nu pot să se ascundă după faptul că CEDO le-a dat dreptate, cel puțin parțial, și că situația nu este chiar așa de gravă. Sper că nu vor cădea atât de jos încât să invoce faptul că magistrații curții au decis să nu examineze încălcarea articolului 13, adică faptul că la nivel național nu a existat un recurs efectiv, deoarece, în esență, Curtea a constatat că acest recurs nu a existat, altfel cererea ar fi fost inadmisibilă, dar și că nu este necesar ca acest aspect să fie examinat separat. Această hotărâre a curții demonstrează că cei care s-au ocupat de caz fie sunt total analfabeți juridic, fie sunt potlogari care au adoptat cu bună știință soluții contrare convenției. Ministerul Justiției a notat faptul că a luat act de hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, reamintind că aceasta va deveni definitivă după 3 luni de la publicare. Referitor la aplicabilitatea articolului 6, aliniatul 1 din Convenție, Curtea a susținut argumentul Guvernului, potrivit căruia legislația națională excludea în acel moment posibilitatea contestării suspenderii din funcție. Curtea a considerat că suspendarea automată din funcție a procurorului general în situația pornirei unei cauze penale în privința lui nu poate fi justificată de motive obiective determinate de interesul statului, în lipsa oricărei forme de control judiciar. În ceea ce privește aplicabilitatea articolului 13 din Convenție, Curtea a respins această parte. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că legea privind Procuratura Generală a fost modificată recent pentru a revizui mecanismul de revocare a Procurorului General și pentru a evita decizii judiciare similare în viitor.